România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Președintele Zelenski al Ucrainei a cerut ca țara sa să fie primită de urgență în Uniunea Europeană. Soldații noștri luptă pentru întreaga Europa, spune el, și cred că are dreptate. Chit că face apel la un mit, dacă vreți. Dacă Rusia se așează la hotarele noastre, bătălia va fi de lungă durată. Știm cu toții scopurile lui Putin, că scopurile lui Putin nu țin doar de Ucraina sau de refacerea Rusiei mari sau Rusiei sovietice. De fapt, ce vrea Putin este să-și recapete influența în această parte de lume, să o subjuge, să o pună sub puterea sa și de aici să destrame Europa și mai mult. Introduc în discuție și un unghi sesizat foarte bine de Dan Tapălagă de la G4 Media. Care este cel mai mare proiect european al viitoarelor generații, sau al nostru, de fapt, cel legat de mediu și cel care ar trebui să aducă energie verde? Știți, de fapt, că esența acestui program care aduce bani și în România, PNRR-ul ăsta, asta e, să facă lumea mai verde. Să fie un program, cum să zic, care să curățe aerul și locurile. Asta înseamnă însă o grea lovitură pentru Rusia. Cel mai mare furnizor din lume de petrol și gaze își va pierde piața în următorii 20-30 de ani. De asta Putin duce și un război care să-i mențină în viață conductele și felul rusesc de a fi. De asta când Zelenski spune că luptă pentru noi, are dreptate. Ce se întâmplă, prieteni, acum dacă Rusia o să câștige? Ne oferă o bătălie pe 10 de ani. Dar bătălia noastră începe acum. De asta Ucraina are nevoie de ajutor acum. Și cred că reacția comunității internaționale este cea mai bună din ultimii ani. Cea mai solidă, fără fisuri majore. Dar este oare de ajuns? Putem face mai mult? Sunt sancțiunile și ajutoarele tot ceea ce trebuie să facem? Haideți să recapitulăm un pic. Uniunea Europeană și americanii trimit arme în Ucraina, tehnologie de vârf cu care ucrainenii fac o treabă extraordinară. Turcia a trimis câteva drone super performante. Este clar că tehnologia pe care o au la dispoziție oamenii lui Zelenski este comparabilă, dacă nu chiar mai bună, decât cea rusă. Sistemul de sancțiuni economice a început să funcționeze. Am scos câteva bănci rusești din SWIFT, adică nu mai pot face plăți internaționale, le-am oprit accesul la rezerva valutară parțial, nu le dăm voie să călătorească rușilor și le-am prăbușit rubla. Singurul lucru care rămâne între noi și ei sunt transporturile de gaz. Efectele tuturor acestor măsuri le vedeți deja la bancomatele din Rusia. Dar să nu ne amăgim, Rusia are rezerve militare și strategice importante. Bătălia pentru Kiev de-abia de aici începe cu adevărat. Cât despre economie, Putin s-a pregătit pentru această situație vreme de 8 ani. Are ce-i trebuie. Dar cum facem să-l trimitem acasă? Sau poate o fi mai bine să ne înțelegem cu el, deși este clar că nu poți avea încredere în acest om. Astăzi vă chem la dezbatere la 0372069599. Îl repet, puteți să ne sunați din Europa și de acasă să ne spuneți ce credeți voi despre următoarele. 0372069599. Credeți că sancțiunile, cum sunt date acum de Europa și de americani, sunt suficiente să-l oprească pe Putin? Cum ar trebui să-i ajute comunitatea internațională pe ucraineni? Putem face ceva mai mult? Adică, și dacă da, ce este acest ceva mai mult? Și, sincer, ar trebui aliații să-i ofere ajutor militar Ucrainei? Sau să o primească de urgență în Uniunea Europeană, cum spune Volodymyr Zelenski? Care opțiune o să funcționeze mai bine? 0372069599. România în direct începe acum, suntem și pe Facebook, mă mai uit și acolo pe mesaje, încerc să le urmăresc. Dan, salutare, tu vorbești primul. Salut, Cătălin, salut pe tine și ascultătorii Europa FM. Într-o situație foarte, foarte neplăcută. Din păcate, e cam greu de spus la ora actuală
cum am putea ajuta Ucraina mai mult decât o facem acum. Cred că sancțiunile economice nu sunt suficiente. Asta este foarte clar. Adică un personaj de teapa lui Putin nu se împiedică de câteva sancțiuni economice. Era bine dacă se luau măsuri mai din timp. Da, știi cum e. Europa nu pune niciodată armele lângă în discuția diplomatică. Ce te miră? Scuză-mă că te-am întrebat. Ce mă miră? Că statele occidentale sunt surprinse de ceea ce a făcut Putin. Adică un președinte de țară care își omoară oponenții politici, îi asasinează exact ca un lider mafiot. Inclusiv în state occidentale. Da. Să încerci să-ți asasinezi și dizidenții, că nu numai oponenții politici, chiar și dizidenții. Și tu să stai cu el la masă, ca și cum ai vorbi cu o persoană normală, obișnuită, și să nu realizezi exact cu cine ai de-a face, e ca și cum ai fi stat la masă cu Hitler, după ce știi cine a fost și cine poate să fie. Da. Istoria s-a uitat, degeaba o studiem. Istoria s-a uitat. Tot timpul te gândești că un dictator are niște limite și că ai niște mijloace prin care să-l oprești și că își calculează intrările astea. Ori aici pare să fie ceva mai mult. Au făcut discriminări. Dictator este și cel din Coreea de Nord și nimeni nu stă cu el la masă, da? În afară de China. Și lăsați că americanii au discutat cu el, nu e nicio problemă. Foarte puțin. Da. Cred că Ucraina trebuie susținută logistic cât mai mult posibil. Așa. Armament, într-adevăr, trebuie în continuare trimis și armament de înaltă clasă, mai ales împotriva blindatelor. Asta este arma Putin acum. Mai mult de atât, nu știu dacă este recomandat. Deci dacă a ajuns să se joace cu amenințarea cu rachetele nucleare, ca și cum s-ar juca cu niște mașinuțe, va fi împins într-o poziție din care nu va avea cum să iasă. N-am crezut niciodată că am să pun următoarea întrebare la radio, dar sunt nevoit să o pun. Așa că pregătește-te, să zic. Ți-e teamă de un război nuclear? Nu mi-e teamă de un război nuclear, pentru că nu există așa ceva. Deci, pur și simplu, dacă se lansează rachete nucleare, nu va fi un război. Va fi pur și simplu un genocid al speciei umane. Adică, într-un război există învinși și învingători. În așa ceva, chiar dacă atacă doar Putin și nu îi răspund celelalte state, nu va fi nici învingător, nici învinși. Adică va fi învinsă specia umană. Știi că în 2018 Putin a ținut un discurs în care a spus ce rost mai are lumea dacă Rusia nu este în ea? Asta a spus totul. Și el, de fapt, nu Rusia. El reprezintă Rusia. El e Rusia. Adică orice problema lui, de aceea, dacă este împins într-o poziție din care n-are cum să mai iasă, și de fapt cam s-a pus singur la zid, ne putem aștepta din partea lui la orice. El n-are nimic de pierdut. Nu știu, dar cred că nu are copii, nu? Da, are. Deci el nu pierde nimic. Dacă el moare, dacă el dispare de pe suprafața Pământului, pur și simplu s-a terminat. El nu concepe. El nu concepe că lumea poate să meargă și fără el. Da, e un semn. Dan, îți mulțumesc tare mult. Cineva spune, vezi că ești în NATO. De asta vă și întreb. Să știți, adică noi am trăit într-o iluzie în momentul ăsta. Dacă credem că odată ajuns la granițele României și ale Poloniei, vom trăi în pace. Asta este o iluzie. Cine spune asta și povestea aia, domnule, că NATO nu trebuia să meargă în Ucraina, NATO a dat niște semnale acolo. Nu știu când avea de gând să meargă și în ce condiții, dacă se putea face cu adevărat sau cu Uniunea Europeană la fel. Dar atenție, când Putin va veni la granița noastră, este doar o iluzie că vor urma ani lungi și liniștiți de pace în care noi ne vom înțelege la graniță și ne vom certa doar pe transportul gazelor și știu eu cum ne mai influențează ăștia cu retorica lor și cu știrile false și că vă pune guvern. Nu. Deci în momentul în care Putin va veni aici, va începe un nou război rece pentru o perioadă,
După care încercarea asta de reașezare a lucrurilor cu Putin sau cu altul va merge mai departe. Ceea ce trebuie să primească Rusia acum este probabil o lecție care să învețe că sunt anumite linii roșii, exact cum zice domnul Putin. Dar cum se va întâmpla asta? Marian, salutare, bine ai venit la România în direct. Salut, Cătălin, bine te-am găsit din nou. Îmi pare rău să zic că am avut oarecum dreptate. Acum ceva timp până să înceapă acest conflict, ți-am și spus că Rusia va invada Ucraina, aici, direct la radio. N-aș fi vrut să am dreptate, dar se pare că asta s-a întâmplat. În primul rând vreau să felicit românii din nord, zăriși din toată țara, care au pus umărul la treabă și au dat o dovadă de... Și nu numai noi, și ceilalți vecini polonezi și care au mai ajutat. Nu doar cei din nord, se organizează lumea din toată țara. Exact. Mă gândesc, Marian, să facem la un moment dat o ediție specială, să vorbim cu oamenii care au oferit ajutor, care au nevoie de ajutor, să le auzim poveștile. Exemplarea românească, ajutorul românesc a fost exemplar. Și încă un lucru, mie îmi spune așa, că dacă suntem atât de mulți acolo și căutăm să dăm atâta sprijin, lumea a înțeles exact ce se întâmplă în Rusia. Scopul acestui bolnav psihic, ca să zic așa, că nu pot să-l numesc altfel, acestui Putin, este destrămarea Uniunii Europene și a dat seama că toate statele la un loc sunt mai puternice și dacă sunt fiecare individuale, sunt mai ușor de cucerit, mai ușor de influențat. Știm și noi ce înseamnă și corupție și tot ce am avut până acum. Și de acum înainte, că nu am scăpat de ele. Problema este că acest președinte al Ucrainei ne-a dat o lecție nouă tuturor, cred că totul la tot globul. Și faptul că vrea să facă parte din Uniunea Europeană, eu zic că este, adică a dat dovadă că merită să facă parte din această Uniune. Și dacă n-ajuți un om când are nevoie, degeaba l-ajuți după aia. Nu trebuie doar să-l ajutăm de pe margine și să stăm să ne uităm la el. Cum povestesc mulți, că nu e războiul nostru, noi trebuie să fim neutri. Așa păi zice neutri, lumea? Dacă suntem, tot facem parte. Sunt mulți care pe diverse rețele spun că nu e războiul nostru, ce treabă avem noi? Păi dacă noi nu făceam parte din NATO și intra peste noi, sau peste cei din Republica Moldova, am fi cerut ajutorul altora? Uite, zice cineva care, cred că semnează Dani pe Facebook, dacă vine la granița cu noi... Din păcate, cred cu tărie că România va rămâne fără forță de muncă. Cu toții sau marea majoritate dintre noi se va stabili în Occident și va lăsa țara în urmă. Nu chiar cu toții. Dacă vine, eu îl aștept, că eu nu plec. N-am plecat nici până acum, nu plec nici dacă vine. Da, nici din Ucraina, nici eu nu cred în teoria asta. Ucrainenii sunt acolo, 40 de milioane, și ei au stat tot timpul cu amenințarea asta în coastă. Gândește-te că în ultimii 10 ani... Pentru ei forma războiului a venit treptat din ce în ce mai aproape. Ei au văzut-o. Și oamenii au încercat să-și ducă viețile acolo și au zis, bă, aici ce cred eu? Putin și regimul ăsta comunist inspiră frică. Și mulți s-au temut de-a lungul anilor că Rusia e puternică. E în armată, are armele nucleare. Dar Rusia a dat dovadă că a început un război pe care nu e capabilă să-l câștige. El se gândea că se duce, le e frică la toți de tancuri, să dau un stânga în dreapta și nu trage un glonț. Poate soldații ieri n-au știut unde pleacă. Adică sigur n-au știut unde pleacă și au fost și doar copii. Da, asta e adevărat. Dar eu cred că Rusia are destulă putere. Eu cred că e o strategie de a nu forța foarte tare sau că sunt semne în direcția asta ca să obțină niște acorduri politice destul de rapide. E ca o echipă de fotbal, a jucat cu rezervele, să-i zicem. Da. N-a jucat cu titularii. Încă da. Mulțumesc, Marian. S-ar putea să vedem lucruri mult mai rele dacă negocierile de astăzi merg prost. Cred că Rusia va încerca să dea câteva lecții. În orice caz, rezistența ucrainenilor mentală și militară este absolut extraordinară. Avem multe de învățat de la acest popor care acum scrie certificatul de naștere națională, deși ei există ca națiune de multă vreme, momentele de cumpănă sunt cele care întăresc popoarele. Claudiu, îl învingem pe Putin doar cu sancțiuni? Bună, Cătălin, ție și ascultătorilor. Din păcate, aș vrea să specific că Putin, așa nebun cum îl cred unii, de fapt este un foarte bun strateg. El, referitor la tehnica militară, el a scos în stradă vechiturile, care nu-i mai... Împleau garajele aiure. Ca tactică de luptă, vă dați seama
că din al doilea război mondial, al doilea război mondial încoace, este o competiție între NATO, americani și Rusia la nivel de dezvoltare a armamentului. Putin nu a scos nimica deosebită în stradă, el tatonează terenul, exact cum ai spus și tu, el vrea să vadă până unde îl afectează măsurile economice și în cazul în care nu se impun mai multe măsuri și mai aspre, el va ști că și-a asumat acest război. Ce înseamnă măsuri? Asta să-mi spui, că asta e întrebarea mea de azi. Ce înseamnă măsuri mai multe și mai aspre? Toată lumea să taie absolut orice legătură cu Rusia, să nu... El ne crede oarecum pe noi europeni dependenți de gazele lui, de petrolul lui, înțelegeți? El în sine lui poate gândește că dacă oprește tot ne bagă nebun mediu, dar tot așa rămâne fără bani și el. Unii dintre europeni sunt dependenți. România e norocoasă. România are doar 20%. El dacă închide robinetul Germaniei, îi bagă în beznă. Germania, cred că am încredere că Germania se descurcă. Germania face un acord cu Statele Unite, e o țară mare. Da, deci ceea ce vă spun nu este un om nebun, este un om cu un plan, zic eu. Este un plan al lui, tocmai cum a spus și dumneavoastră de atâtea ori, destabilizarea Uniunii Europene și nu se va opri, vă spun sincer, la Ucraina. Nu. Da. Părerea mea va merge mai departe, mizând pe cine sunt eu cu armele mele nucleare și în fost și la urma urmei americanul, vă spun sincer, nici lui nu-i convine când a se implica într-un război nuclear cu Putin și el ar fi capabil să declanșeze un război nuclear. Aș vrea să-ți mulțumesc, Claudiu, mă uit pe Facebook, întreabă cineva domnul Turcu, cred, a dispărut mesajul. Cum poate să ajute pe refugiații din nordul Moldovei? Există un grup de Facebook, Uniți pentru Ucraina. Intrați acolo, sunt mii de oameni care colaborează, vă scriu exact ce se poate face punctual și cu bani și cu ajutoare și cu oferte de case și cu tot ce se poate, cu tot ce îi putem ajuta pe oamenii aceștia. Datele arată că 500 de mii de ucraineni au plecat deja, au trecut granițele țării. Alte date, alte imagini arată pe ruși stând la coz la bancomate și eu stau să mă întreb, dom'le, un lider care vede lucrurile astea înspăimântătoare, care în Europa nu s-au mai petrecut de anii 40, ce fel de gândire o fi având? Da? La ce se uită? Marcel, salutare, ești la România în direct. Sunt de ajuns sancțiunile? Nu sunt de ajuns sancțiunile. Unele dintre ele au venit chiar cu întârziere, respectiv cea cu excluderea din SWIFT. Dar aici trebuie să avem puțin în vedere și alte aspecte. De-a vostru am spus la un moment dat că părerea generală e că Putin e posibil să nu se oprească și să-și dorească să cucerească Ucraina, ceea ce l-ar aduce la granițele Uniunii Europene. Problema e că și extinderea Uniunii Europene cuprinzând Ucraina ar duce Uniunea Europeană la granițele Rusiei. Și atunci ne-am aflat oarecum în aceeași poziție. Nu știu, cred că în condițiile actuale Uniunea Europeană trebuie să-și gândească un alt fel de politică, să găsească o soluție pentru parteneri strategici externi Uniunii, care să poată să fie apărați de Uniune, susținuți de Uniune, dar care să nu fie considerați, să zic, membri de plin. Eu văd Ucraina un fel de Elveție care să existe ca tampon între Uniunea Europeană și Uniunea Sovietică a lui Putin. Da. Așa? Asta e varianta cea mai avantajoasă pentru noi. Așa au gândit și europenii o bună bucată de vreme. Iar bătălia care s-a dus este către cine să stea cu fața această țară tampon. Să fie mai prietenoasă cu Rusia sau mai prietenoasă cu Uniunea Europeană? Am spus încă o dată, considerată ca partener strategic al Uniunii Europene, care să beneficieze de toate
de tot suportul de apărare al Uniunii Europene, atenție, și atunci e de înțeles că mai cu adică cu fața spre Uniunea Europeană. Gândesc. Asta ne-am dorit noi. Să știi că Putin își dorește tamam pe dos. Da. Ai clar că Putin își dorește tamam pe dos. Una peste alta, Putin până acum, până în momentul ăsta, a cam intrat cu gâtul în laps, în sensul că cel puțin previzibil, dacă nu face o trăznaie foarte mare și sper din tot sufletul să nu o facă, cel puțin previzibil nu poate ieși elegant și câștigat din situația asta. Dacă renunță în urma tratativelor la războiul din Ucraina, arată că are slăbiciuni și dă un pas în spate. Oricum, în situația dată, cu rezistența acerbă a Ucrainei, Rusia lui Putin pierde încet încet statutul de putere mondial, atenție. Practic, în raportul de forțe NATO-Rusia, Rusia, dacă se împiedică, s-a împiedicat în Ucraina, nu mai poate fi considerată o forță foarte mare. Și Putin știe treaba asta foarte bine. Pe de altă parte, nu poate nici să continue, pentru că ar însemna pierdere totală pentru el, în sensul că NATO, în situații de genul ăsta, probabil se va mobiliza foarte bine, sancțiunile economice îl duc oricum la pierdere, deci el practic nu mai are în momentul ăsta nicio variantă câștigătoare. Dar asta e o chestie foarte periculoasă, pentru că, scuzați să-mi fie, dar un nebun când nu mai are nicio șansă, nu știi cum scapă de sub control. Da. În politică se spune că întotdeauna, dacă ai încolțit un adversar, trebuie să-i lași o cale de fugă. Adică pe undeva, pe unde să se strecoare și să n-arate ca o înfrângere rușinoasă, ca să poți să mai negociezi în continuare cu el. Întrebarea este, dom'le, da, o să mai negocieze cineva cu domnul Putin? Adică domnul Putin mai are loc la mesele noastre europene? Se mai poate duce la summitul G8, cum se cheamă? O să mai stea de vorbă cu niște oameni? Adică să pune la negocieri cu Biden sau cu alții? Să stea de vorbă cum? Că va fi foarte greu. Eu domnului Putin i-aș pune mereu imaginile astea de la televizor, de anul 2022, în inima Europei, cel mai curat, mai stabil și mai bogat continent, dacă vreți, cu o tradiție uriașă. Imaginile astea în care văd familii de ucraineni trecând cu bacul la Isaccea și coborând de pe bac cu copiii în brațe, fugind din calea războiului. Asta este de neiertat ceea ce se întâmplă în acest moment. Adi, salutare! Doar cu sancțiuni sau cum discutăm cu domnul? Cu orice, cu orice. Cu orice, dar nu trebuie să mai negocieze nimic. Nimic. Și dacă ne dorim să negociem, putem avea încredere în el. Eu nu aș lua garanție poporul rus. Poporul rus e nevinovat. Cei mai mulți dintre ei. Probabil sunt dezinformați, trăiesc într-un nivel de trai în care trăiesc. Nu dau vina pe ei. Dau vina pe acest om care efectiv și-a pierdut controlul. Nu avem ce să negociem. Lucrurile sunt foarte, foarte clare. Noi, ca și țară, trebuie să ne gândim să nu renunțăm la aceste valori și să ne implicăm, să scăpăm de această clasă politică care, într-un moment dificil, s-ar putea să renunțe la popor și să ne predea rușile. De aceste lucruri mi-e frică. De aceste lucruri. Pentru că nu găsim lideri, nu găsim oameni în care să avem încredere în asemenea momente. Aici ar trebui să ne gândim. În fiecare zi, noi ne putem trezi vânduți Rusiei, dacă n-am fi nu ieși în NATO. În fiecare zi nu avem nici măcar o speranță, nu avem un om, un lider, nu există o persoană în care eu astăzi să mă gândesc da. Că aș merge după ea. Asta nu. E diferit, nu. Dar nu înseamnă că toată clasa politică în ansamblul ei ar vinde țara Rusiei. Adică avem destui politicieni care consideră domnul Rusia... Domnul Cătălin, eu sunt de acord cu dumneavoastră, doar că ei sunt foarte puțini. Am văzut ce poate să facă un partid mai mare cu lideri slabi. Până și pe domnul Ciolacu l-am auzit mai devreme la știri, spunând că sancțiuni totale împotriva Rusiei și că întrerupem chiar și în România. Mi-e frică că pus la o masă în care ar trebui să aleagă, mi-e frică de răspunsul lor. Mi-e frică pentru că ei nu sunt acolo
datorită valorilor, sunt mai mult datorită șmecheriilor lor, sunt mai mult datorită aranjamentelor lor, nu sunt datorită valorii. Și pot să am încredere. La fel de bine spun că Putin nu trebuie să mai stea la nicio masă de negociere. El nu mai reprezintă nimic. Punct. Orice sancțiune binevenită, e foarte bine că s-a trezit Europa, e foarte, foarte bine, târziu, dar să sperăm că va avea efect, iar în el nu putem avea încredere în absolut nimic. Să ne așteptăm, ne putem aștepta de la orice. Înțeleg, acum o secundă te întrerup. Știrea momentului e dată de Digi24, sper că vor veni și colegii cu ceva date. Sunt bombardamente intense în Harkov, spune televiziunea de știri că bombardamentele acestea sunt și asupra zonelor rezidențiale, adică sunt zeci de ucrainieni civili uciși, sute de oameni răniți sunt datele din momentul acesta, deci în estul Rusiei, chiar în timpul negocierilor de pace. Vorba ta, Adi, cum să ai încredere în oamenii aceștia, care ei sunt la negocieri de pace în momentul ăsta? Credeți că el s-ar mai întoarce din ceva și să spună, da, am greșit? Niciodată. Niciodată. Orice portiță îi lăsăm. Și dacă ne prefacem că trece pe lângă noi și se duce în altă direcție, eu mă aștept să se întoarcă și mai agresiv. Nu, aici nu cred că e loc de negociere. Noi, ca națiuni, trebuie să ne mobilizăm și să înțelegem în ce stă cu adevărat siguranța noastră. Noi nu ne dăm seama, cei mai mulți nu-ți dau seama, cât bine am cunoscut și cât progres am cunoscut din toate punctele de vedere în ultimii 15 ani. Asta e adevărat. Dar, și probabil, eu atrag atenția probabil tuturor. Trebuie să ne lea cineva ca să-l conștientizăm sau să ajungă națiunea asta într-un colaps încât să ieșim în stradă și să ne rugăm să revenim în Europa sau în NATO, dacă vreodată, prin absurd, am ieșit. Îți mulțumesc tare mult, Adi. NATO și Europa în acest moment de restriște sunt cele mai bune lucruri care ni se puteau întâmpla. Vă asigur că dacă eram în situația Ucrainei sau a Belarusului sau nu aveam o protecție aici, domnul Putin cred că s-o oprea cu guvernele lui marionetă tocmai la granița Ungariei sau pe unde era noua Uniune Europeană. Marius, salutare, ești la România în direct. Cum îl oprim? Salutare, Cătălin. Îmi pare rău că intervin astăzi când ar trebui să tăcem toți, să ținem un moment de reculegere pentru victimele care mor în zi de zi. Dar, ce e de spus? E de spus că acest război a început pe un fond care eu cred că Putin s-a bazat pe faptul că Ucraina va ceda așa cum a cedat Crimea și Donbasul și Luganskul prin rădarea generalilor din armată. Te rog frumos o secundă. Ascultați știrea momentului, acum la Europa FM. Venim cu vești privind războiul din Ucraina. Au fost atacuri masive ale armatei ruse asupra orașului Harkov în această dimineață și zeci de oameni au fost uciși în aceste atacuri, au anunțat pe Facebook autoritățile ucrainene. Vom reveni cu informații. Mulțumesc, Ani Sandu. Continuăm acum România în direct. Între timp, autoritățile din Ucraina cer, chiar în aceste momente, cer o oprire a focului în timpul negocierilor de pace, ceea ce evident nu s-a întâmplat. Marius, mă întorc la tine. Da, exact ce spuneam. Noi ar trebui să fim un moment de reculegere și mai puțin să vorbim. Eu, așa cum am spus anterior, eu cred că el când a început acest război s-a bazat pe trădarea generalilor din armata ucraineană și nu s-a așteptat la opoziție. A crezut că o să dea câteva bombe în niște depozite de muniție sau așa mai departe, toată lumea va ceda și va face noua Rusie sau nouă Rusia din Ucraina. Partea interesantă este că după ce a venit Vladimir Zelenski la putere, cred că el a schimbat puțin ordinea în armata ucraineană, nu mai a fost acea armată slabă din timpul lui Poroșenko când au pierdut regiunile amintite. Și de aici pleacă. Acum, după ce a început războiul și lucrurile nu s-au întâmplat conform scenariului lui, el nu o să mai poată da înapoi. Așa cum spunea antevorbitorul meu, el nu mai are cale de întoarcere. Singura noastră scăpare ar fi tot din interior. El a fost numit de serviciile secrete ruse, tot serviciile secrete ruse o să-l pot da jos. Altfel vom ajunge la un război mondial. Nu există altă,
întoarcere. Deci oamenii din Rusia ieșind în stradă sau serviciile ruse care conștientizează în ce s-au băgat poate să termine ce s-a întâmplat. Da. Putin, ca atare, nu va înceta niciodată. Serviciile germanei hitleriste știau în ce s-au băgat? Probabil că da. Acum, eu cred că nu mai suntem în 1939, în 1940, când a început războiul, ci suntem totuși, cred că ne-a mai luminat și noi la cap, asta cred eu. Și cred că peste tot sunt oameni care au un simț al realității, pentru că ceea ce face Putin nu are nimic de a face cu realitatea. El trăiește în bula lui și dacă vedem că acuză Ucraina de nazism și acuză de lipsă de democrație. Ok, democrație nu avem nici noi în România, n-au nici țările mai dezvoltate, peste tot există corupție, există de toate. Dar oricum e mai democratic decât în Rusia, asta este 100% clar și nu există, cred că, niciun dubiu în acest sens. Imaginile din Harkov sunt tulburătoare, bombardamentul... Da, eu am prieteni în Ucraina, am schimbat cu ei de câteva zile... Bombardamentul este asupra unor cartiere de blocuri, așa cum știți că sunt toate în România, că noi din vremea lui Ceaușescu construim blocuri ca exact ca în Ucraina, adică seamănă foarte bine cu ce știți în orașele voastre. Bombe căzute între blocuri, imagini cu civili uciși, întinși pe trotuar, există o zonă mai intens bombardată în momentul acesta, reușesc să observ, sau a fost bombardată mai intens, da. Am vrut să știți lucrurile astea, ca să știți. Să putem să spunem condoleanțe, să ne rugăm pentru ei, dar mai mult nu putem face noi. Nu știu dacă sancțiunile rezolvă problemele astea. Da. Eu v-am spus, eu mă aștept ca doar poporul rus și cu conducerea serviciilor lor să pună capăt. Putin sigur nu va pune capăt și dacă cineva va ataca sau va intra în luptă împreună cu Ucraina, va conduce la a treia deflagrație mondială. Mulțumesc tare mult! El a fost Adrian. Roxana, salutare! Ești la România în direct. Alo? Nu e Roxana, am făcut eu o greșeală. În momentul ăsta este Adrian. Salut! Era Marius. Salut! Scuze! Nicio problemă. Bun, foarte complicat subiect și cred că antevorbitorul meu avea perfectă dreptate cu momentul de reculegere, mai ales în lumina informațiilor date de voi, bombardamentul. Bun, ca să exprim o idee, eu cred că asistăm acum la continuarea războiului rece sau la revenirea lui. Poate că în viitor, istoricii viitorului vor analiza fix în cheia asta, poate că războiul rece nu s-a terminat. E foarte greu să spui că nu mai putem sta de vorbă cu Rusia, pentru că într-un fel sau altul nu cred că avem încotro. Eu sper că totuși la un moment dat tratativele de pace vor da rezultate și că războiul se va termina. Într-un fel sau altul, da, Putin va fi înlocuit ori de către popor, ori de către serviciile secrete. Ce e periculos e să rămânem în dilema asta a războiului rece și să nu reușim să ieșim din ea, pentru că și viitorul va fi sumbru dacă asta se va întâmpla. Nivelul de sancțiuni impus e posibil să fie suficient de mare încât să miște lucrurile în Rusia în momentul de față. Eu unul, nu știu de ce, într-un fel îmi pierd încrederea, pentru că mă gândesc că dacă pornești o astfel de operațiune, nu pornești pentru câteva zile, dacă te pregătești vreme de 8 ani, că am impresia că omul își dorește ceva mai mult decât ce se întâmplă acum. Am mai stat la masă, au mai fost prilejuri de negociere, au mai fost prilejuri de stat de vorbă, de făcut schimb, de diverse, de compromisuri, dar nu s-a întâmplat nimic, adică i-a mințit în față pe toți cei cu care a stat de vorbă. La președintele Biden, la președintele Macron, la cancelarul Germaniei, toată lumea care a trecut pe acolo a fost mințită, pentru că lucrurile erau deja pregătite. De acord cu tine din punctul ăsta de vedere, tocmai de-aia spuneam că speranța este într-o viitoare conducere a Rusiei, nu neapărat în Putin. Dar nici nu putem să privim Rusia ca un etern dușman.
Eu n-aș vrea să o privesc ca un etern dușman. Până la urmă, vinovatul principal de situație este Putin. Eu n-aș vrea să o privesc ca un etern dușman, dimpotrivă. Ceea ce mi-aș dori foarte tare, mulțumesc, Adrian, ceea ce mi-aș dori foarte tare este ca să avem o relație normală cu țara de acolo, cu toții, nu să fim agresați în permanență de diverse idei de preamărire pe care le are. Eu îmi doresc să trăim în bună pace. Asta e ideea în momentul acesta. Roxana, salutare, ești la România în direct. Bună ziua, am ascultat până acum emisiunea fiind pe drum, am și tras dreapta ca să am semnal, dar ce mă frapează pe mine este că, oricum, măsurile pe care se ia, pe care le ia lumea în momentul ăsta, nu doar Europa, le ia întreaga lume împotriva Rusiei, sunt mai mult decât mici și nu l-afectează foarte tare pe Putin lucrul ăsta, pentru că se vede că omul nu e acasă cu ce-i trebuie. Însă e de admirată atitudinea românilor, dar în același timp ar trebui să ne gândim că România ca nație nu este în stare să aibă ea grijă de poporul ei și de oamenii ei. Pentru că acum oferim adăpost ucrainienilor, oferim adăpost refugiaților și așa mai departe și tot ce au nevoie, ceea ce e de apreciat. Însă noi nu suntem în stare să avem grijă de proprii noștri cetățeni, care nu au ce mânca, n-au unde dormi, n-au poate un loc de muncă stabil sau au venituri foarte mici. Eu cred că înainte de a ne face probleme cu ceea ce se întâmplă în Uniunea Europeană și între Rusia și restul lumii, ar trebui să ne facem probleme noi ca țară ce vom face. Pentru că dacă, Doamne ferește, bate războiul la ușă, noi nu suntem pregătiți, noi nu avem nimic. Păi, absolut nimic. Acum știi deci cum cred e. Că aici ar trebui să ne gândim. E ca la inundație. E ca la inundație. Când vine inundația peste tine, nu te mai pregătești de restul problemelor. Uiți la inundație și rezolvi ce e de rezolvat acolo. Când zici tu că întâi trebuie să ne uităm la problemele noastre înainte de a da ajutor, mie că în momentul ăsta cea mai mare problemă a noastră a devenit acest război. Adică noi aici nu ne mai putem purta ca în pace și mâine să dezbatem problema, știu eu, îndiguirilor din România. Sigur că e o problemă importantă. Sau problema asistenței sociale. Eu nu zic că nu trebuie să acordăm ajutor și că este de apreciat că facem asta, doar că, din păcate, atunci când nu există astfel de probleme, ar trebui ca noi să avem grijă de cetățenii noștri, nu ca ai noștri cetățeni să plece în afară. Acum, da, trebuie să-i ajutăm pe cei din Ucraina, dar ceea ce pe mine mă îngrijorează și mă înspăimântă este că dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, noi suntem terminați ca nație. Că majoritatea oricum pleacă din țară și dacă ne gândim bine pe cine chem la război, că dacă ne uităm în jur, mai mult fetele merg în armată, bărbații nu prea, sincer, adică e o realitate așa. Dură. Să știi că sondajul la Vanguard dat săptămâna trecută arată că jumătate dintre noi cred că merită să ne apărăm țara, deci asta e vestea bună. Și doi la mână, hai să spun ceva foarte interesant, după cum vezi, dacă vine vreun război, oricât de neplăcut ar fi, și îți mulțumesc, Roxana, oricât de neplăcut ar fi, granițele se închid pentru bărbați. Adică, la război sunt puține șanse. Ați apărat țara, devine și o obligație legală. Asta trebuie să știm în momentul acesta. Negocierile de pace, aparent, continuă în momentul ăsta. Colegii mei o să vină la știri să vă țină la curent cu ce se întâmplă. Iorgu Ianu și e alături de noi. De-a lungul întregii zile, Europa FM vă ține la curent cu știri și ediții speciale despre ce se întâmplă în Ucraina și mai ales despre modul în care nenorocirea asta se va opri. România în direct se încheie astăzi aici. Eu sunt Cătălin Striblea. Spor la treabă! Participă la România în direct de luni până joi de la ora 13:15 la Europa FM.